Anda Adam și-a băgat coada în relația dintre Bianca și Victor? Deși sunt căsătoriți doar de 2 luni, celebrul cuplu este departe de a fi lipsit de probleme, existând chiar și zvonul unui posibil divorț. Nu degeaba se spune că pereții au urechi. Astfel, potrivit vecinilor cuplului, cei doi se ceartă zilnic, iar în discuțiile lor sunt menționate și fostele lor iubiri, Anda și Cristea. Se pare că Anda a reluat legătura cu Victor prin intermediul mesajelor, iar Bianca a aflat de această conversație. Întrebată dacă a mai vorbit cu Victor prin mesaje, Anda a răspuns: da, Victor mi-a dat pe WhatsApp: ce faci? Ești ok? Nu mai suport presiunea, îmi vine să plec în lume. Eu i-am răspuns că și eu vreau același lucru. Probabil asta a găsit Bianca în telefonul lui. Mai mult decât atât, martorii Sky News susțin că în urmă cu o lună, Victor a fost surprins intrând cu mașina în parcarea subterană a blocului în care locuiește Anda. Ce credeți? Minodora? Ce? Erau mai frumoși și Anda cu Victor. Da? Da. Da, da, Anda zice pe de altă parte că relația ei cu Victor s-a încheiat. De tot. I-a transmis oficial Biancă-i. Știi cum e cu treaba aia? Abia când pierzi pe cineva, îți dai seama că îți lipsește cu adevărat. 6 ani. Se șterg foarte greu. Da. Păi, țineți minte, mă scuzați, la o emisiune trecută când am discutat subiectul, că era disputată de 3 bărbați, Anda Adam, eu v-am zis că încă suferă după Victor Slav. Și uitați dovada. Încă suferă și cred că o dar să... Dar și el, nici el nu se simte bine în relația cu Bianca. Da, lui mediatizarea i-a distrus toată relația cu Bianca. Mediatizarea excesivă. El nu era obișnuit cu așa ceva. Era cu ProTV, cu, scuzați, cu vremea și atât el. Atât. Costin, tu ce crezi? Eu știu pe Anda de când era puștoică, cred că avea 15 ani, 16 ani, venea cu noi în spectacole. Mie îmi plac foarte mult ambele cupluri. De fapt, stai că Anda nu mai e cu nimeni acum. Fostul și actualul cuplu. Parcă era cu botezatul. Chipurile. O chestie cu botezatul. Știi, tu ai văzut tu. Nu, așa se spunea mai recent că e cu botezatul. El a mai și zis. Iar faptul că toată ziua, toată lumea, pe toate posturile, de dimineață până seara, sunt pe subiectul Bianca cu Slav, mi se pare o inepție. Să-i lăsăm în pace, să-și vadă de viața lor. Bianca e toată ziua hărțuită de paparații, el nu suportă presiunea mediatică. Da, el nu suportă presiunea, îi spune Andei, hai să plecăm, vreau să plec în lume, și Anda zice, hai că merg și eu cu tine. Cum vine asta, Minodora? Păi nu a spus că merge și ea cu el. Ba da. Face același lucru. Și noi acum imediat, că vor să plece împreună. Da, mă, să poate plece. Plecă unul cu un avion și altul cu altul. Femeile nu spun niciodată.